Fiecare informație greșită de care ne atașăm consolidează mintea iluzorie. n mai ieșe. A patra cauză care duce la apariția afecțiunilor mentale este de a urma învățători greșite. A crede că cineva este un profesor special și prin urmare ascultăm și urmăm toate concepțiile greșite pe care el sau ea le predau. Învățăturile, indiferent de calitatea lor, pot fi foarte interesante dar când oamenii găsesc lucruri interesante, de multe ori înseamnă că iau nevoie de aceste informații. Bineînțeles, dacă avem înțelepciune, putem citi orice gunoi informațional fără ca el să ne afecteze. Îl putem verifica fără să-l acceptăm cu ușurință. Și asta este bine. Dar când suntem prea interesați, prea atrași, da, da, te rog, spune mai mult, acest lucru lasă o impresie foarte puternică în mintea noastră. Asta denotă o lipsă totală de înțelepciune discriminatorie, și că nu există o idee clară despre ce este bine și ce este rău. Absorbim totul fără niciun fel de judecată. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile de informații. Multe informații apar, dar în general nu există nicio integrare și nicio diferențiere între ceea ce este util și ceea ce este dăunător. De fapt, aproape fiecare aspect al culturii populare occidentale, cărți, reviste, filme, televiziune, etc., este complet dedicat producerii a tot mai multe dorințe și neînțelegeri. Desigur, există și excepții de la acest lucru. Există, de exemplu, filme care sunt diferite. Dar majoritatea ne arată ce ne place, ce vrea mintea afectată să vadă, ce ne stârnește interesul. Cei care produc aceste filme, cărți și așa mai departe, au o înțelegere practică a psihologiei. Ei cunosc exact ce anume stârnește dorințele și credințele creșite ale oamenilor și ce îi va face și mai confuz decât sunt acum.